Bună ziua sau bună seara sau bună dimineața, stimați videocredincioși, indiferent de ora la care ne ascultați. Astăzi am o bucurie deosebită avându-l alături de noi sau dacă vreți de partea cealaltă a ecranului, laptopului și transmisiunii noastre pe Silviu Biriș, un actor cunoscut și îndrăgit într-un fel sau altul. Mie mi-e drag pentru multe alte lucruri, nu doar pentru actoria sa, ci și pentru faptul că am reînvățat să cânt Hei coșar, coșar sau Hai să ne întâlnim sâmbătă seara într-un mod demn și eficace pentru generația prin care trecem. Silviu, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația Doxologia. Binecuvântat. Și că ți-ai luat curajul să răspunzi invitației, că am văzut că ne trebuie curaj să ne vedem în lucrurile astea câteodată. Îți mulțumesc și așa cum ți-am spus înainte de a începe emisiunea, sper să reușim să facem împreună un gând bun pentru cei de acasă. Bănuiesc că simți și tu că este un pic de spaimă în jur, un pic de frică în jur, un pic de dezorientare în jur și ți-e dor de scenă din când în când. Da, din când în când. Da, e cu de toate. E bine. Paradoxal, poate o să mintesc pe unii când o zic că e bine. E o poruncă, nu? Să ne bucurăm. Citeam de curând, toate acatistele spun bucură-te, da? Bucură-te. Și te mai întreb cum se bucurau sfinții aia strunjiți, decapitați, cu sânii tăiați, sfintele, și așa mai departe. Și totuși se bucurau și cântau. Da, cred că erau alți eoni de bucurie la care erau provocați decât ăsta. Și noi trebuie să ne bucurăm pentru această prigoană, pentru această ură pentru oameni și să găsim timp să ne pocăim. Să ne pocăim, nu? Asta e timp, pocăiți-vă și că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și vezi, eu fără să vreau încep să vorbesc așa și prin natura lucrurilor. Altfel am avut și eu ca toți ispita asta de a fi un pic și deznădăjduit, de a striga, de a striga către cine credeam noi că ne aude, știi? Știi că și eu am avut-o, dar am strigat în pungă, pentru că la un moment dat oriunde ai fi strigat nu se auzea. Și să știi că am învățat odată în plus să prețuiesc preoția. Când strigi înaintea lui Dumnezeu îți dau scris că se aude, oricum ar întoarce în altă. Da, prima oară am strigat culmea, adică eram un om care până la momentul ăla consideram eu că eram bine ancorat în viața bisericii, țineam posturile, mă spovedeam, mă împărtășeam, făceam și milostenie. Ce mai face un credincios, mai spuneți, mai zic. Merge la biserică. Mulțumesc, Doamne, că nu sunt alții care... Da, păi nu, eu spunând așa, eu prin natura mea și ionică, fac un pic haz de noi creștini și ascultam și de duhovnic, doar când vroiam eu sau când credeam eu că ascult și etc. Silviu, dincolo de asta, ești un băiat, ești un tip născut în București, așa am citit în cum descoperă un tânăr în București biserica? Un tânăr în București, greșit. Silviu Biriș, cum a descoperit el biserica? Bătrânul de Silviu Biriș, la etate de 47 de ani, a descoperit biserica într-un moment de răscruce, de criză personală, ca să spun, pe înțelesul celor care poate nu sunt obișnuiți cu cuvintele bisericești, într-un moment în care totul s-a terminat, nu mai exista viață, în care nu mai găseai niciun scop, în care totul se rânăruia, adică era un lucru, o credință, o taină, chiar în momentul ăla pe care nu știam că e o taină, de fapt una de cele șapte taine, care se rupea. De fapt, se rupea, nu s-a rupe niciodată, de fapt, zic părinții, deși se rupe, zice Mântuitorul, dar n-am să intru în amănunte despre ce taine se vorba, că a fost un moment în care m-am uitat în jurul meu și am găsit numai pereți albi. Pereții albi. Și atunci, exact atunci am strigat și am strigat la un psiholog. Mulțumesc Dumnezeu că a fost un psiholog credincios, un psiholog ancorat în biserică și care după mai multe ședințe de psihologie mi-a recomandat mi-a zis tu ai nevoie de un duhovnic. Și am zis
singur, dacă tu zici, dar ce e ăla? Unde cumpără? Cât e kilogramul? Se plătește, se poate plăti kilogramul. Se poate plăti kilogramul, da. Păi a început să amuză, vine o femeie foarte deșteaptă și trecută prin încercări și mi-a explicat și m-am dus și am bătut acum, ca la medic, acum arde, părinte, scoate durerea inimă. Așa e Silvia, de om. Asta e riscul preoților, că seamănă foarte mult cu pompierii. M-am uitat azi dimineață la o fotografie a unui pompier. Inima a fost în un pompier înnegrit de fum, știi? Deci total înnegrit. Și spune, știți, de dimineață când am plecat, zice, să intervin, eram și eu la patroace, curat, îmbrăcat, ce arăta săracul smolit așa. Și m-am gândit că tare seamănă preoții câteodată cu smoliții din pompier. Dar să știi că și bucuria asta de a vedea că lucrurile cresc sub ochii tăi, adică, pe de altă parte, și fericesc pe duhovnicul tău, că vede că se schimbă omul, știi? Nu? N-ai rămas înțeput. Probabil simția voastră știți că de fiecare dată când unul dintre noi ajunge, este clar faptul că Dumnezeu te cercetează, dar așa, te ține în palme, de fapt. Te ține în palme, corect. Te ține, pentru că eu am fost în momentul ăla, știi că simți când te îndrăgostești, când, Doamne ferește, să fie lucruri de-astea mai cumplite, atunci, de fapt, Dumnezeu te cercetează și simți că inima îți bate, că trăiești, că uite, s-a întâmplat aia și apar tot felul de întâmplări, lucruri care, dacă tu nu înțelegi, în momentul ăla, habar n-aveam ce mi se întâmplă, mi se terminase filmul, vorbind în termeni cinematografici, și ieșisem din distribuție, nu mai făceam parte din distribuție. Deci eram prea într-o distribuție clară, de aici până când lucrurile se vor sfârși. Și dacă se vor sfârși, toată zic, bă, dar stai un pic. În fine, și cu încetul. Bine, prima oară am ajuns la un părinte, din un alt părinte, de Nicolae, care a fost și el, ca toți duhovnici, ieși oameni. Așa. Până la urmă. Și uităm. Și paranteză, prin prisma viitorului teolog, nădăjduiesc că acum, dacă acum ceva ani, când vedeam un preot pe stradă, treceam pe trotuarul celălalt, că așa ziceau babele la bloc, să te ții maică și de nasturi, să calci pe un canal cu patru găuri. Și dacă n-aveam canal cu patru găuri, ce păstăm? Acum când văd un preot, mă duc către el, săracul se și sperie de multe ori să iau binecuvântare. Văzând sacerdoțiul fantastic pe care îl are această slujire și revenind preotul respectiv, a avut și el ispita asta. A venit actorul Silviu Biriș, a venit Andreea Marin, nu știu să zicem bine, nu sunt eu la notorietatea Andrei, dar pe acolo există probabil această, da, când... și s-a bucurat, omul s-a bucurat. Și s-a bucurat și mi-a dat un sfat fantastic, care pe mine în momentul ăla m-a mintit. Am zis, cum să fac așa ceva? Eu nu fac așa ceva, domnule. Eu nu sting gazele după ce se închide mâncarea. Eu le las să curgă în continuare. Vedeam, mi se părea normal să mor asfixiat, să mă îmbăt în continuare de pucioasă. Și am ajuns la părintele duhovnic, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și am aflat de curând că duhovnici își aleg fiii duhovnicești, nici de cum noi. Chiar dacă ne rugăm, dă-ne, Doamne, duhovnicul tare, crezi tu că tra-la-la. Până la urmă, două duhovnici aleg pe fi și după ce odată a sunat telefonul ocupat și altă dată poate cea mai următorul. Acum am insistat. Și am insistat. Și până la urmă s-au deschis și eu. N-am deschis ușile bisericii, adică nu că le-am deschis, le-am dat așa. Dacă vă imaginați ca la... E un film foarte frumos făcut de ruși cu Sfântul Luca al Crimei, pardon. Când a rupt ușile, știi, și a zis, ar putea să slujească. Adică eram în stare să... Cât de exerciți învierii, pentru că Hristos nu deschide ușile de râmă. De râmă, efectiv. Exercițiul real al învierii este să nu mai ai uși. Da. Și spun asta spre slavă Dumnezeu, în niciun caz din alte motive, dar zic că e o bucurie efectiv, pe care o reiterez de fiecare dată. Și amintind-o și m-am dus așa ciobit, eram, simte că eram într-un pantalon de training,
nu știu ce firmă, era una bună oricum. Eram cu o geacă scumpă, n-aveam barbă. Aveam părul mai negru. Am văzut că ai comentat ăștia că de când ești la teologie te-ai schimbat și la atitudine și în ținută. Nu, de fapt ei n-au avut curaj să mă spună. Mi-a zis cineva la un moment dat, a avut și a luat imanice, te-au spălat pe creier. Da, că uneori trebuie să fim curați și pe creier. Da, e drept. Și? Și cu ajutorul lui, într-un timp, am început să, în primul rând, că mi se părea, adică am avut și dorința asta de a repara, conștientizam greșelile pe care le făcusem. Din ce în ce mai mult, și așa cum spuneam, și duhovnicul meu și Sfânta Muceniță Ecaterina, care este patroana bisericii care m-a primit, astăzi mi-am dat seama, acum câteva zile, mi-am dat seama, cercând să răspund de ce am... Trebuie să fac eu o predică despre Sfânta Ecaterina. În 25 noiembrie mi-a cerut părintele profesor de la omiletică și zic, aolo, tocmai scăpasem de sarcină, vorbisem despre Duminica Bogatului Nemilostiv, zic că am scăpat, că eu sunt unul care vrea să degreveze repede de sarcini. Și mi-a mai dat așa un săpăr și zic, uite, de fapt, de studenți, așa se cheamă, ăștia sunt niște hoțomani de studenți. De-aia li se dau teme în plus de obicei. Ha, da. Păi, deci am zis să vă dau cuvânt de onoare, vorbesc acum ca la duhovnic. Am crezut că scap de muncă. Nu, acum spun. Trăiești și un, e și interesant anul ăsta. Ai terminat de fapt anul 3 și ai început anul 4, da, online. Da, da. Observ că la teatru se întâmplă același lucru. E nevoie de oameni să poți comunica, oricât de mult ne-am mințit. Adică rămânerea între oameni devine fundamentală. Dar am constatat și o treabă interesantă la predarea asta online. Studenții sunt mult mai activi și mult mai atenți. E o apropiere care se creează altfel și am văzut cum m-au susținut la boală, la ispită, la... E adevărat. Eu dau seama să mă gândesc dacă ne-am obișnuit cu răul sau dacă Dumnezeu a preschimbat răul în bine. Eu zic că ne-a obligat să ne vedem măsura. Știi, a stat de multe vorbă, de multe ori de vorbă cu actori mai bătrâni ca noi, mai înțelepți ca noi. Și îmi spuneau la un moment dat, că știi, părinte, eram la un moment dat obosit, plictisit. Acum mi-e așa un dor. M-am vindecat de plictiseală. Să știi că eu cunosc și preoți care sunt ispitiți de plictis. Și să știi că îi înțeleg. Citeam de curând o carte în care spune că cea mai mare ispită a unui preot este să cadă în deziluzie, hai să zicem, într-un fel de depresie profesională. Se poate întâmpla și la un actor în aceeași măsură. Da, adică se numește manierism la noi de multe ori acest lucru, de a repeta un rol, adică de a ajunge să faci același rol cu aceleași mijloace. Așa, și revenind, ca să termin povestea, eu am o mândrie mică, dar e mică de tot, de a termina ceea ce am început. Așa, și m-a luat și m-a lipit sufletul, ciob cu ciob, bucată cu bucată. Vezi, e problema. Recunosc, pentru că și lacrimile sunt și un dar și îi sunt recunoscător. Vezi că până la urmă tot ai jucat un rol lui Raul în Restul e tăcere. Vezi, se potrivește bine titlul acesta. Poate că oamenii nu înțeleg cât e de important în viață, la momentul cel mai greu, să ai cel mai greu utilaj de revenire, care rămâne dragostea lui Dumnezeu. Mi-a rămas foarte și eu emoționat. Mă întorc după o perioadă în care am recorelat niște relații cu oameni internați de COVID, cărora le-au murit oameni, prieteni, și m-am uitat cu câtă tandrețe lucrează Dumnezeu la împletirea firului vieții cu morții. Știi? Pe de o parte era vestea că a murit un om la care am ținut foarte mult, un om mai în vârstă așa și foarte sobru, și după aceea aflu a doua zi că nepoata lui a născut tot un băiat, adică intrările și ieșirile harului lui Dumnezeu din lume nu le bănuim, sunt în fața chiar înaintea lui. De aici este frumusețea, de fapt. Frumusețea și taina vieții și
vedeam așa, uite, mi-am notat așa printre rânduri, chip al lui Dumnezeu, Hristos, iar noi suntem după chipul lui. Chip al slavei tale, cele negrăite, sunt port rânile păcatelor, știi? Multă vreme am gândit că, tu știi că am socotit Silviule foarte multă vreme teatru ca un turnesol la cântarea asta în mormântării. Tot ce se întâmplă dacă se joacă cinstit pe scenă, și eu știu ce înseamnă să se joace cinstit și știi și tu foarte bine că sunt multe inventii. Când se joacă cinstit pe scenă, ești pus în fața propriilor tale neputințe, propriilor tale păcate, propriilor tale cutezanțe nepermise. Și te duci acasă mai îndreptat, mai... Teatrul este minunat, teatrul este și terapie, este comuniune, da? Atât când se face bine. Marii mei profesori de care am avut parte, și aici e o pleiadă întreagă, începând cu Ion Cojar. Am văzut că ai fost elevul studentului, Dem Rădulescu, Adrian Pintea, Olga Tudorache, Radu Beligan. Vezi, noi vedem din partea actorilor, dar voi ați văzut din partea pedagogilor, cei care cresc vocația în om. Da, adică ei spuneau întotdeauna, teatrul se răzbună. Corect. Ai grijă cum îl faci, pentru că el se poate întoarce, o sabie cu două tăișuri. Și exact aici mi-a fost fantastic de folos metoda profesorului meu Ion Cojar în abordarea mea ca student. El spunea important procesul creației pentru a ajunge la o performanță într-un rol. Nu succesul, succesul este ulterior. Din păcate, noi punem acum căruța înaintea cailor și vrem cu toți din adinsul aplauzele. În orice domeniu, că suntem și o femeie de serviciu, o doamnă de serviciu, iertați-mă, sau că suntem un medic, preot, actor și mai departe, mai ales meseriile astea vocaționale care sunt în fața celorlalți, imediat vrem recunoaștere. Și aici am învățat că de fapt cu cât te uită oamenii probabil mai mult, cu atâta Dumnezeu te descoperă și mai tare și are grijă. Da, este Dumnezeu. Cum se simte impactul ăsta al redescoperirii creștinismului pentru omul care a trăit în lumea teatrului, în lumea spectacolului, ca să spun mai larg un pic? Nu știu dacă se poate numi redescoperire, cred că descoperire, pentru că dacă nu se poate numi că înainte mergeam la biserică. Nu, eu nu mă consider, da, părinții zic că sunt prea aspru cu mine, că a trebuit să mă consider mirean, dar eu mă consideram foarte laic, pentru că în afara faptului că mergeam de Paști și luam lumina, Sfânta Lumină, și mă duceam acasă și dădeam pe gât, că ce fă mama care gătește dumnezeiește, iată că din dragoste. Și apoi trăgeam și poate un chiolhan cu prietenii, etc., etc. Eu treceam prin fața bisericii, îmi făceam cruce, aveam un respect față de biserică, față de Dumnezeu ca o entitate pe care știm foarte bine mulți o pun undeva departe. Dar noi ne facem treaba noastră, tu să stai acolo, da? Și când am eu nevoie, tu vii așa. Altfel eu am descoperit bucată cu bucată. Am un vraf de cărți pe care trebuie să-l citesc în afara celor pe care le am acum de la facultate. Și când am luat binecuvântarea să merg la teologie, părintele s-a gândit bine, s-a gândit chiar de mai multe ori. Până la urmă mi-a dat-o, dar probabil ar trebui să pătrun niște etape înainte și de lectură, în primul rând. Dar acum am de multe ori, am mai avut, dar am tot spovedit lucrul ăsta, în care am avut și farisei de multe, în care spuneam plus de mă zic, Doamne, unde am fost eu anii ăștia? E, unde ai fost? Ai fost acolo, știi? Eu eram pe lângă tine, dar tu mă vedeai? Da. Și mi se pare, este nesfârșită, este nesfârșită, e totul. Este descoperit zilele acestea regândind un pic la învierea fiului văduvei din Nain și la învierea fiicei lui Iair, un gând pe care totdeauna l-am avut, dar n-am știut să-l exprim. N-avem un Dumnezeu glacial. E atât de lângă noi și în noi,
încât n-are cum să rateze învierile noastre. Noi ne ratăm învierile, El nu. El e acolo lipit de propria noastră înviere. Adică a umplut văzduhul de îngeri și noi stăm să-i numărăm, cam așa. A umplut lumea de minuni și noi stăm să scriem despre ele. Dar El e acolo, e în toate lucrurile acestea. Asta e și motivul pentru care nu face minuni. Atât minuni, adică minuni, face minuni, dar nu face minunea pe care noi vrem să-L vedem zburând pe nori, să ne facă cu mâna, să face poate și fel. A fost o întâlnire în care dacă nu era Dumnezeu, nu știu cum ne descurcam noi. Eram în nor și nori în plop și plop în aer. Adică am trăit pe viu să văd, cu ochii mei. Exact, ce înseamnă economia lui Dumnezeu, pe lângă economia de carburant a avionului. Adică ei tocmai economisiseră câțiva hectolitri și asta era să ne coste cu totul. Eu taina întâlnirii cu Dumnezeu și pentru că schimbă atitudinea rău cu oamenii. Te-au privit ca un ciudat? Te-au privit ca un aliat în continuare? Păi dacă vei citi articolele din ultimii ani, o să vedeți. Silviu Biriș a nebunit. Silviu Biriș nu a nebunit. Deci, iată încă unul. Bine, aici probabil sunt și titluri de cancan. Încă oamenii, încă românii au respect față de credință și cel puțin generația mea, chiar și generația băiatului meu, 20 de ani, fiimea are 15 ani, dar probabil am înțeles că trebuie să mai am răbdare cu ea. Și chiar inclusiv de la directorul nostru, de la domnul Ion Caramitru, care repetam cu el la ultima producție pe care am avut-o și premieră în regia domniei sale, și știa că sunt în sesiune și fără să spună repeta cu mine înainte, știa și când am examene și m-a emoționat foarte tare lucrul ăsta. La un moment dat zice, e un om deosebit, cu totul special, chiar dacă unii îl judecă și din alte puncte de vedere. Eu vorbesc din punctul lui de vedere, cunoscându-l de mai bine de 10 ani, de aproape, și zice, pleci la facultate? Mi-a zis așa. Zic, da, să iei 10. E un mod de a încuraja. Aici, la Sibiu ne e mai ușor un pic, Silviu, pentru că e orașul mic și ne știm între noi. Eu mă sprijin foarte mult cu actorii de aici. Suntem buni camarazi. Pornind de la Costică Chiria, care e pater familias pentru noi, și mergând până la actori care în foarte multe rânduri mi-au devenit frați, să știi. Adică am suferit cu ei, am plâns, m-am bucurat cu ei, suntem o familie. E un pic mai ușor. E un pic mai ușor și ceea ce am remarcat în timp este cum ne-a crescut respectul reciproc. Îți dau un exemplu, la punerea în scenă a Strigoilor, e una dintre piese Strigoii. Ar fi dat să zică una anapoda și l-am văzut pe unul dintre actori cum s-a întors, că știa că sunt în sală, că era premieră. Eram aproape de maestru Iureș și s-a uitat și Iureș către mine și mă uitam la ei. Ar fi dat-o pe ulița largă și ar fi lăsat-o mare, s-au întors, părinte binecuvântați, dar eram plină în scenă, adică îi văd, îi simt, s-au schimbat mult și știi unde s-au schimbat. Noi ne-am petrecut mai întâi în mormântările împreună, au fost câțiva dintre actorii noștri care s-au stins, apoi cununiile și botezurile. Iar acum, în vreme de pandemie, m-am uitat la ei. I-am văzut cu nodul în gât, dar în aceeași vreme sunt izvorul meu de nădejde. Festivalul Internațional de Teatru s-a desfășurat totuși, în ciuda aparențelor. Mesajele au plecat către oameni, conferințele s-au făcut și s-au transmis. Și să știi că nu e o chestie de asumare financiară a unui proiect. Pur și simplu au trebuit să emită, au trebuit să zică, au trebuit să trăiască. I-am simțit foarte aproape, mult mai aproape de biserică decât mulți care se dau ai bisericii, să știi. Să-L ajute Dumnezeu. Faptul că dintre actori unii au început să ne cotcodăcească pe la colțuri și să se compare între... E dreptul lor. Le-am și zis, bă, bravo vouă, dacă vă reușiți pe scenă ce facem noi la biserică, vă trimit câțiva, că eu nu mai fac față. Vă trimit câțiva să vedeți cum fac. Adică e un lucru care se echilibrează. Eu cred că o să vin la timpul pentru toate. Adică, da, mă gândeam acum tot, băi, dar de ce se face catedrala asta așa mare? Dar de ce bisericile astea? Și uneori mă gândesc, poate pentru că într-o zi ori să fie neîncăpătoare. Ele sunt neîncăpătoare. Îți povestesc, catedrala de la Sibiu, știi că e un pic mai mare decât cealaltă din țară. Și când vezi oameni din 2 în 2 metri, ai siguranța că nu se întâmplă nimic.
Adică e o piață acoperită de o cupolă. Noi n-am învățat asta. Noi n-am învățat să construim. Deci noi ne comportăm ca la piață în biserică câteodată. Dar nu înțelegem că rolul pieței era și aceea de a pune în valoare dinamica unei comunități. Ce frumos ați spus, părinte. Mi-aduc aminte de marii noștri actori și mai în vârstă. Când mergeam în turnee cu Radu Beligan, aici aș putea să povestesc o reînșire. Era o poezie și un om cu totul special și în turnee oamenii se cunosc, la drum oamenii se cunosc. Da, da, da. Și zicea, dragă, hai să mergem în piață, să ne uităm un pic ce mai e pe acolo. Mergeam în piață, se uita, făcea fotografie, uite maimuța, uite ursul când. Așa era la noi la vorbă. Prezarul zicea, ai un spectacol? Da. Câți urși sunteți pe afiș? Cam așa ne întreba. Da, da, da. Și eram în distribuție cu meșterul Beligan, cu Mari Moraru, Carmen Stănescu, Danian Crâșmaru și la un moment dat l-am întrebat, meștere, dar de ce tot timpul veniți în piață? Și zice, pentru că aici luăm pulsul cetății. Ne dăm seama cât de prosperă este cetatea. Și am învățat de la el foarte multe lucruri pe care le avea dintr-o înțelepciune a vârstei, a culturii și probabil și a duhovnicului, pentru că puține au știut, dar Radu Beligan a avut un duhovnic și el s-a mutat la Domnul, spovedit și împărtășit. Încă unul strașnic de tot. Încă unul, da, strașnic. Și aici și fiica lui Lamia Beligan, colega mea de atunci națională, poate să le spună mai multe, pentru că este una dintre actrițele mărturisitoare și prezente. Silviu, pentru mine a fost foarte important să redescopăr. Eu sunt crescut de teatru la Brașov. Eu tot spun în toate interviurile, când mă mai întreabă de ce chem actor, zic pentru că eu sunt un actor ratat, da, la bază. Iertați-mă, părinte, asta, da. Dar de ce chem, domne, actor? Lasă-i acolo că teatru în secolul al III-lea. Mai citiți, da, că teatru în secolul al III-lea nu era teatru. Ar trebui să se spună lucrul ăsta. Inclusiv eu vreau să fac o licență în care să țin așa un pic ușor apologetic. Am vreo 20 de volume, că m-a preocupat ideea. Să știi că eu m-am lămurit asupra teatrului în secolele alea primare, doar mergând la Milet, de exemplu, unde este unul dintre cele mai mari teatru din Orient, sau la Pamukkale, unde se păstrează aproape în întregime teatru și acolo se vede cam când le spun că erau o grămadă de reprezentații care dureau peste 4, 5, 6, 12 ore, nu mă crede nimeni. Că lungimea liturgiei noastre este o nimica toată pe lângă lungimea unei piese de teatru din perioada respectivă. Dar mai cu seamă am învățat altceva, că martirii care au murit în teatru nu au murit din cauza actorilor. Au murit din cauza acelorlași oameni care omoară și astăzi actorii pe scenă. Da. Adică, cum să spun eu, crucea are pe de o parte botezul Domnului și de o parte învierea Domnului. Cam așa, da, e și aici. Pe de altă parte, nu pot să neg faptul că, din păcate, majoritatea filmelor și producțiilor de teatru sunt frivole. Da, într-o proporție 90%. Asta este acum. Și este altceva. Da, este adevărat. Există acest mecanism în care, dacă nu vrei de arăta, adică, de fapt, aici a pierdut teatrul vreme, pentru că el n-a mai ajuns să emoționeze, el a ajuns să șocheze. Corect. Și eu, generația mea, să spun așa, profesorii ne-au învățat cu tot din adinsul să nu facem rabat de la calitate. Teatrul este situația, este replica și situația. Și restul este maculatură, ca să spun așa, adică niște imagini frumoase care îți rămân, dar și alea, dacă nu emoționează și șochează, nu a câștigat nimeni de aici. Și spectacole pe care le-am jucat, fără nicio excepție, îndrăznesc să spun, chiar și înainte de a descoperi creștinismul și ortodoxia, erau niște spectacole destul de cu minți, pot să spun. Adică am avut vreo două filme în care poate că am ajuns într-un moment mai frivol, așa, datorită scenariului. Dar repet, acum lucrurile, de asta nici nu mai fac foarte multe filme, că condițiile sunt foarte clare
Și nu sunt deloc absurde, adică nu trebuie să-mi arăți violul. Nu știu, zic și eu acum. Da, corect. Și poți să găsești și altea, asta este și frumusețea să găsești și cinematografie. Am văzut un film bulgăresc de curând, Silviu, Trandafirul se cheamă, un tip care recuperează uleiul de trandafir al bulgarilor. Filmul este foarte țintit pe epoca modernă, cu hoțomăniile și șmecherii, și la ei ca și la noi, că doar Dunărea ne desparte uneori. Da. Și am văzut cu câtă intuiție are regizorul de acolo și ce forță a transmis unul dintre cele mai emoționante filme. Mi-e dor, de exemplu, de filmele germane autentice. Mi-e dor de filmele sârbești, alea corecte, construite, împachetate în morală, în virtute, dacă vrei. Și... Da, aici începe asta, vreau să zic, părinte, să mă iertați că vă întreb, tot timpul aveam evenimente de astea, cum se numesc, uite că le-am uitat, de firmă, da? Petreceri de Crăciun, tralala, că am făcut și de astea, adică am făcut și petreceri de Crăciun, adevărat. Și încercam să prezint un scenariu cât mai aproape de magia Crăciunului, că așa ziceam, magia Crăciunului. Și deodată zicea clientul, auzi, da, două Crăciunițe cu două fuste scurte, nu putem implementa în proiect. Aici tot timpul îmi dădea cu virgulă, ca să zic așa, la lucrul ăsta. Și ziceam, nu, hai bine, până la urmă ai cedeai și făceam. Și astăzi să facem un soi de compromis. Și până la urmă și teatru, vreau să spun, cinematografia, în momentul de dinainte de pandemie, a fost duplicitar. Noi înșine am fost duplicitari, am cochetat cu păcatul, cu rău, ne-am lăsat descoperiți, dezbrăcați, violați în intimitate, pentru 30 sau 31, 2, 3 de arginți, nu mai știu cum exact. Și uite așa, în fiecare zi ne-am lepădat. Ne-am lepădat până când, uite domnule că ne-a închis. Și eu am zis așa, băi, ne-a închis, gata, după ce am zis că am strigat și am zis, nu închideți bisericile, ha. Și după aia am zis, stai mă, dacă ne-a închis, înseamnă că meritam să fim închiși. Și după ce am tăcut și eu din gură așa un pic, a început să se deschidă, ba un teatru, ba un spectacol, exact cât trebuie. Alergam de colo-colo ca năucii. Teatrul nostru, teatru independent, deși aveam salariile serioase, ni le-au mai mărit, acum nu știu ce se întâmplă mai departe. Dar zic așa, apropo de... Și alergam... Nu, că noi facem misiune. Noi nu făceam, de fapt, o irosire. Ne iroseam și timpul, și talentul, și talentul, da? Și ne repetam. Și viața fizică, pentru că până la urmă eu am prins momente foarte grele în ce privește perioada aceasta, văzând de pe oameni cum s-au epuizat în sine. Presiunea dată de boală este una cumplită pentru că e despre epuizare în boală, în general. Dar am văzut oameni serioși, oameni foarte bine antrenați, care n-au făcut față fizic la întâlnirea cu nimic. Mi-am adus aminte acum, în timp ce vorbeai despre actorii care m-au crescut pe mine la Brașov și nu-s puțini. Noi priveam ca niște zei, știi? Adică mergeam cu ei cu autobuzul, ne era frică să ne apropiem de ei. Erau oamenii care ne schimbau viața. Sunt câteva piese de teatru pe care eu la Brașov le-am văzut de zeci de ori. Mobilă și durerea lui Mazilu, cred că și acum mai poți zice replici din el. Cred, da, adică te formau, îți transmiteau. Apropo de ce spuneai de emoții, am văzut, i-am mărturisit maestrui Florin Piersic la un moment dat că am văzut un Gaițele de la fosa de lumină, pentru că era scump biletul și aveam și noi o pilă care ne băga în teatru. Dar eu în viața mea n-am crezut că, și n-am să cred, că din Dumnezeu poate lipsi Valeria Seciu, de exemplu, sau Florin Piersic, sau Gaițele, cu emoția lor, nu cred că pot lipsi din Rai. Adică așa o emoție transmiteau și erau atât de corect ceea ce făceau. Și când i-am văzut pe coridor, după aceea stând epuizați, știi, cu mâinile pe lângă ei, așa erau topiți, oamenii adăduseră totul. Sala în sine era altarul muncilor. Și să știi că le datorez foarte mult din punerea inimii la bătaie în preoție. Da, mi-aș dori să am colegi preoți care își pun inima la bătaie, cam cum și-o punea domnul Constantin Codrescu, de exemplu, pe scenă, sau cum își punea domnul Albulescu pe scenă sufletul. Sau un Cozori. Eu l-am gustat sigur în calitate de Ștefan cel Mare, dar l-am gustat ca actor pe scenă în câteva lucruri, sau un Ștefan Iordache, mi-aș dori.
îți spun cinstit că mi-aș dori să-i văd murind cu atâta bucurie de fiecare dată. Și o spun admirativ la maxim. Am văzut un recital Leopoldina Bălănuță, nici acum nu pot rosti ectenia cu simplitatea, luciditatea și lumina cu care ea rostea monologul. Am fost martor când a schimbat un întreg proces de creație, când în loc să iasă să spună o poezie pe stadionul 23 August despre tovarăș Nicolae Ceaușescu, a ieșit și a spus Miorița. Ne-a spart pe toți. Norocul ei, și o pun ghilimele de rigoare, dacă lui Ceaușescu chiar îi plăcea Miorița, altfel ar fi fost niște urmări cumplite. A zis-o cu o demnitate, cu o simplitate, cu... Mi-aș dori unor, recunosc, Silvie, și cum recunosc că mi-aș dori și recunosc asta cu toată inima mea, să am forța transmiterii unui mesaj pe care avea Ștefan Iordache într-un monolog din Revizorul lui Gogol. Deci era absolut trecut prin personaj. Personajul era undeva în spate, murise, și era prezent el cu toate ale lui în ceea ce făcea. Lucruri care, din nefericire, nu le vezi la toate colțurile de stradă. Nici n-ar fi posibil. Cred că n-ar fi posibil, de fapt. Cred că n-ar fi posibil. Da. Ce să zic? Așa, mă gândesc cu drag la fiecare dintre ei, și cei plecați și cei care mai sunt. Și în același timp nu pot să nu spun că actorii au o fragilitate emoțională, o labilitate. Majoritatea asta este și vulnerabilitatea asta este cea pe care se bazează talentul unui mare actor, până la urmă asta urmărea profesorul nostru Ion Cașapur, la vulnerabilitate, adică într-o oră de spectacol ei pot să se nască, să moară, să treacă prin tot felul de experiențe, să afle tot felul de zei și semizei, știi? Numai zei și semizei, nas, mor. Dar tot, repet, aici este tot harul lui Dumnezeu. Deci nu este că unii zic că joacă în draci expresia asta. Nu este așa, nu este, nu. Adică asta nu, chiar n-am auzit de mult. O mai au la cântăreți câteodată, că mai cântă în draci, dar la... Mai zic acum, ce să mai ăștia au fost tot niște îngerași mai căzuți așa pe acolo. Dar probabil cu ocazia asta îi se mai ridică, îi mai deși greu cade permanent. Până la urmă am înțeles de ce actorii sunt foarte prigoniți. Pentru că așa cum ați spus și ția voastră, Dumnezeu le-a dat foarte multe daruri. Și pentru asta diavolul lui urăște de moarte. Și o altă vedere asupra lumii. Să știi că e foarte interesantă perspectiva din care un actor poate privi lumea. Seamănă un pic cu ceea ce știi, cu preotul din spatele Sfintei Mese, când dă pace tuturor, o dă între cruce și tronul judecății, știi? Actorul încearcă să facă judecata mai ușoară. Eu sunt un iubitor și de teatru muzical. La Brașov știi că aveam și teatru muzical și era de mare calitate. Am văzut câteva contese Marița și câteva, ce să zic, am văzut cred că Liliacul de vreo 200 de ori. Pentru frumusețea cântecului, dar și pentru tandrețea excepțională a actorilor. Deci cum să spun eu, te îmbibau, ți era mai mare dragul. Unde mai pui că înainte de a începe spectacolele de muzică, mă plimbam prin cimitirul de pe bisericii române, foarte aproape, gard în gard cu teatru muzical. Și de fapt cred că mult din ceea ce înseamnă formarea mea muzicală datorez mai mult muncilor nesfârșite în a rosti corect muzica. Deci munceau pentru un singur cuvânt, munceau cu orele. I-am admirat enorm. Foarte muncitori. Actorii sunt foarte muncitori. Toți suntem muncitori dacă facem cu plăcere și fără să, cum să spun, să avem gânduri ascunse. În momentul în care, gândurile sunt ascunse, te dai și în film, nu, lucrurile se complică. În momentul în care e bucurie, e armonie, ce înseamnă armonie? Înseamnă Dumnezeu armonie, da? Harmonium. Asta, spre exemplu, domnul Cojar, când era un moment de grație, da, de plenitudine așa actoricească, a trecut îngerul. A trecut îngerul. Țineți minte. Acum am să vă spun și eu din casă niște lucruri. Eu ascult de câteva zile Whitney Houston. Acum 10 ani nu am ascultat atât de atent această voce fabuloasă. Mi-a rămas în minte, în schimb, un interviu al Tamarei Buciuceanu,
pe care a întrebat-o interlocutorul pe cine iubește, zice Whitney Houston. Și într-adevăr, și mă gândeam, apropo de un destin tragic pentru noi, nu știu cum s-a terminat, dacă a fost o supradoză, dacă a ales ea, dacă... Oricum a epuizat-o și s-a sfârșit într-o prăpastie vizibil. Dar stau și mă gândesc, după Iuda n-a rămas nimic, părinte, decât praf, nu știu ce să zicem, nu știu ce să... Și consemnarea lui în Sfintele Evanghelie. Dar femeia asta, mă gândeam, nu cred că Dumnezeu ar îngădui să o piardă nici acolo. Nu? Eu tot cred că rugăciunea noastră aduce un pic cu... Vezi, bogatul ăsta de milostiv, ce căpos e, el face ce știe, negociază cu Avram acolo, mai dai tu, mai... el crede că merge. Dar părinții bisericii ne învață că rugăciunea pentru cei plecați le este de ajutor. Și eu nădăjduiesc în asta, să știi. Așa cum mă uitam, vorba de actori care au smuls de pe din inimile noastre ore de râs și care ne-au vindecat de tristețe în câteva rânduri, nu? Care s-au stins greu, s-au stins trist, s-au stins abătuți. Cântăreți români, nu? Care au eșuat într-un fel sau altul, pentru că eu cred că e greu să trăiești numai din aplauze. Și să te ferească între palmele care te aplaudă, știi? Când te ceri între palmele care te aplaudă, e mai rău. Să te pierzi, când te aplaudă și te prind între ele, te-au nenorocit. De-aia cred că nu-i suficient. Deci motorul ăsta reumplerii doar din vedetism, să spunem, dar pun corect termenul. Nu-i săturare de pâine și de vin. Nu este. Este imposibil să trăiești din aplauze, imposibil să trăiești numai, nu, adică imposibil să trăiești. Vei trăi odată, vei trăi ori chinuit, ăla nu e, aia nu e viață. Nu știu, poate dacă ești foarte nesimțit, cum era bogatul nemilostiv, că el era de fapt un nemilostiv. Da, pot să existe probabil și mari criminali ai istoriei. Mă gândeam la ce se întâmplă acum comparând cu Stalin, Lenin și Lenin, era să zic. Pot să zic, Hitler și cei care, Nero, da, deci era o nesimțire, o inimă împietrită. Din nefericire asistăm la niște inimi împietrite. Eu ce văd în jurul meu, cam asta e. Și să știi că m-a pus foarte tare pe gânduri articolul preasfințitului Ignatie apropo de moaște, când l-a comparat pe unul dintre jurnaliștii români, nomen odiosus, cu Țurcanu. Știi de ce? Pentru că am reluat lecturile mele legate de fenomenul Pitești și am constatat că atunci când se trece de la spălarea pe creier și pe reeducarea de pe celulă pe pușcărie și din pușcărie, în partid și din partid, în mediul social, devine un fenomen de psihiatrie socială extrem de greu de controlat. Extrem de greu de controlat. Dacă mai poate fi controlat. Eu l-aș lua pe respectivul jurnalist și în sfera mea, fac o paranteză, apăreau tot felul de actori până când la un moment dat întream într-o emisiune cu un cântăreț care zicea că e actor și m-a întrebat, dumneavoastră mă dirigi? Zic, eu sunt cântăreț. Am schimbat rolurile și chiar nu am mințit. Dar ar trebui să stea și el o noapte la rac la uite, Sfântului Dimitrie. Să stea o noapte acolo. M-am uitat aseară la oamenii care mergeau la Sfântul Nectarie. Așa de tare m-am bucurat. E în acatistul Sfântului Nectarie un cuvânt acolo, ci că bucură-te cel care învolburezi harul și l-aduci peste noi. Adică se simțea așa Duhul lui Dumnezeu plutind pe deasupra apelor. E greu să pricep că se restaurează lumea. Că suntem într-un moment de astfel de restaurare. Cronometrul e oprit. Și Duhul lui Dumnezeu putește pe deasupra apelor. E grav asta nebună? Eu cred că merge în continuare, părinte. Nu, l-a oprit Dumnezeu ca să nu pierdem timpul. Adică e atât de adâncă modificarea care se petrece în noi, poate la prima vedere, deci s-a interiorizat atât de mult pentru cei care cu adevărat vădesc, simt lucrurile acestea, încât pare că totul e... Eu merg mai departe, părinte, eu nu mi-am oprit cronometru, eu mă duc spre înviere. Aparatele ne arată că mergem mai departe, știi? Acum să vedem dacă putem, dacă avem măsura. Avem. Dacă ne pregătiți.
Da, Mi-arată că Hristos de partea lui întotdeauna are și măsura. Pe de altă parte mă uitam la ei și exact ca și în biserică, când auzi de câte un preot sau un episcop sau care și știi ceva foarte mult comparația cu un cleric care atunci când pică e ca un avion care pică și da. Până la urmă la acolo e suferință foarte mare. E suferință foarte mare, foarte mare, adică chiar și ăștia cu inima neîmpietrită. De fapt e o suferință care e atât de cauterizată. Corect. E asfaltată de-a dreptul, știi? Ca și cum mai pune, apropo de canalul cu patru găuri, știi? Ăla da. De care trebuie să treci când trece popa. Asta mi se pare că s-au pus pe noi niște talere de judecată foarte grele, ca niște capace de canal, în încercarea de a fi astupați. Iar pe de altă parte, pe oamenii ăștia, de exemplu, am urmărit și am citit foarte mult despre multe dintre biografiile actorilor mari sau ale poeților. Sau... Mă preocupă imaginea asta a oamenilor care, după ce m-au bucurat o viață, m-au întristat în clipa morților. Și m-am gândit de fiecare dată că e tot în harul lui Dumnezeu și asta. Să ne arate că nu e suficient. Nu e suficient să ne jucăm rolurile. E un pic mai mult. E un pic mai mult. Am o amintire și dacă am greșit, dacă greșesc să-mi spui, eu mi-am aminte că la doamna Florina Cercer la mormântare sta lângă Cuncea, al meu, prietenul meu și camaradul meu de război și a citit psalmi. Sau tu ai citit psalmi atunci, mi-aduc aminte bine? Făcuseră știre din asta, eu așa mi-aduc aminte. Da, da, da. Mi s-a cerut să citesc psalmi. Părinții m-au chemat și eu cu minte m-am dus. Foarte bine. Eu... Cum să vă spun, cred că facultatea de teologie pe care eu acum mă străduiesc să o termin, ar trebui fiecare dintre noi să parcurgă măcar așa, că acum e online, să li se dea cât fiecărui român câte un link. După măsura posibilității și a dragostei Dumnezeu, de fiecare se va lipi câte ceva. Și revenind la momentul mormântării Florinei Cercel, da, eram eu și Ovidiu e și diacon, e chirotonic diacon. Eu eram anul 2, nu mai țin minte. Am avut o colaborare foarte strânsă cu Florina Cercel. Am jucat în foarte multe spectacole, am împărțit aceeași cabină, fușetă. Și Dumnezeu mi-a dat putere să nu plâng sau să te întrebă. Cred că era psalmul 50. Și ce să mai zic, l-am citit și mi-a spus atunci că m-au întrebat așa la șmechereală câțiva și am zis, voi nu înțelegeți că psalmii ăștia sunt niște mâini întinse, că noi de fapt îmbrățișăm oamenii care pleacă spunându-le că suntem aici. De fapt din asta un subiect de căncăneală mi se pare de-a dreptul penibil, știi? Reziști la presiunea asta? O mai simți? Nu mai simți? Te afectează? Uneori da, uneori nu. În sensul în care, chiar și acum, că stăm față către față, am luat binecuvântare. Mai sunt jurnaliști care îmi cer câte un interviu și n-am binecuvântare. Și ce să spun, totul se face, e o taină până la urmă, este foarte important. Chiar asta vorbeam apropo de rugăciune, dar nici nu poți să stai în casa ta. Acolo, cine nu muncește, nu greșește, în chilia ta, cum zice să. Nu, nu. În primul rând, noi trebuie să fim mărturisitori din comportamentul nostru. Mai ales acum. Silviu, să-ți spun. Da. În început emisiunea acestea cu ajutorul lui Cătălin, care îi mulțumesc că e în studioul nostru supra-specializat de înregistrare, a fost mai mult un fel de, hai să spunem, galerie la sufletul trist al oamenilor. Era chiar începutul pandemiei. Un fel de logoterapie, dacă vrei. Să învățăm pe oameni să vadă dincolo de cuvinte. Au fost medici de pe ATI, medici neurologi, actori, preoți. Da. E foarte important să le spunem că iubim. Că de fapt m-am uitat atent, am reluat un pic înregistrarea cu Bucureștiul și cu...
ai tendința tot timpul de a spune că iubești oamenii și asta îți prinde bine. Adică asta eu? Te face, da. Asta te face să fii important. Emisiunea mea. Vai de capul meu. Tot timpul vă ascultam și mă gândeam ce răspunde părintele Valerian, fostul actor Dragoș Pâslaru. La ce ar putea mi-ar spune? Să știi că am și cu el câteva întâlniri. Noi suntem prieteni foarte, foarte apropiați. Sufletește, îl simt foarte apropiat. Eu sunt și Valer, știi? El e Valerian și eu Valer. Dar îl iubesc pentru statornicia lui în raport cu iubirea aproape lui. Foarte rar mi s-a întâmplat să poarte cu sine, deci râdem de, ne mai trimite mesaje unul la altul, știi? Ca să ne încurajăm în ceea ce avem de făcut, purtându-i pe ceilalți. Pentru mine e așa o... Nu-mi trebuie medalie mai mare decât prietenia unor oameni ca așa. Nu cred că există un dar mai mare decât să poți ține în inima ta iubirea unor astfel de oameni. Ion Alexandru avea o vorbă pe care o spunea, a păstrat-o Dance Mihăilescu într-o carte. Ce îmi puteți face dacă vă iubesc? Știi? Exact asta e mesajul. Bă, mi-am trăit traiul, mi-am văzut că nu-i de mine cu mălaiul ăla. E într-o altă livadă de data asta. Știi? Diferența între cucuruz și mărul din pom. Știi, e major. Mă mai încearcă pe mine din când în când. Mă încearcă faptul că, băi, până la urmă, cu toții, nu știu, am întrebat, trebuie să fac un studiu psihologic, să înțeleg dacă există oameni care chiar să n-aibă sentimentul ăsta de iubire. Sunt. Înseamnă că nu sunt oameni. Le lipsește ceva, se dezumanizează, dar nu la modul umanismului. Da, nu vorbesc de partea că vorbesc de structura omului, că omul este ca aia. Săracul s-a născut homosexual, s-a născut bețiv, s-a născut... Nu, domne, nu e adevărat. A devenit homosexual, a devenit bețiv, a devenit... Cum oamenii devin? L-am pe noi, că aici undeva în spate și oamenii... Noi avem pe inima noastră, avem... Dar nu, noi zicem, nu frate, nu. Nu știu, e ceva acolo, o luptă pe viață și pe moarte, cu mândrie, cu așa mai departe. Asta zic, adică aici am apucă, băi frate, ești la un clic distanță, să fii fericit. Da. Și te ambiționezi să stai? Tu vrei să stai în continuare, nu știu, cu telecomanda fără baterii, cu nu știu cum să zic. Adică să stai acolo, cum ziceam la începutul interviului, cu gazele aprinse, să mori singur acolo, ca prost în bucătărie. E greu să străbați lumea altfel decât iubind. Să știi, m-am uitat la toți oamenii ăștia care sunt încrâncenați. E greu să trăiești așa, n-aș putea trăi așa. Îi văd. Pe de altă parte, părinte, vreau să vă mai spun un lucru, tot din experiența televiziunii. Sunt mai actori decât mine, decât noi. Sunt niște actori, niște bai, știți cum sunt, părinte? Deci mă duceam la emisiuni de astea, Dumnezeu să ierte, Cristina Țopescu, am avut o colaborare foarte frumoasă cu ea și un om. Vai, Dumnezeu să o aibă în tare mi-a plăcut. Da, m-am rugat la Dumnezeu să mama ei să aibă gândul bun și să îi facă o mormântare creștinească. Și mi-am și tulburat și cu unii și cu alții care au zis, nu, că a zis ea cu vorbă de moarte, mai știe ea ce spun, mai știe ce spun. În fine, devenind, chema și a fost foarte zdrobită de lucrul ăsta. Ieșeam din emisiune, se întâlneau toți politicienii ăștia pe care îi vedem acum, se bălăcăreau părinte și acolo când se ieșeau în culise, se invitau la cârciumă. La mine să mâncăm o friptură, la mine să bem... Știu povestea, da, o știu. Și aici începe și a fost și ce, băi, nu mai pot. Deci de-aia și pleca pe partea asta de politică, a dus pe partea socială, pentru că nu mai putem să atunci nu mai veni să cred. Cristina, am filmat într-un moment greu, după momentul colectiv. Am filmat la colectiv și apoi la Sfântul Spiridon nou și i-am spus atunci un lucru pe care îl repet cu aceeași certitudine și am zis, indiferent ce vei alege la momentul plecării tale, eu tot Popa Costin și le împărătești român. Eu mă dăjduiesc la fel, eu sunt ăsta care mă dăjduiesc pe ea. Dacă Dumnezeu ne cheamă când știe El. Da. M-a durut foarte tare moartea lui Cristian Țopescu. Am scris atunci la moartea unui lord. Știi? Pe mine nu m-au crescut. Eu n-am neavând biserică în cartier și în cultură până către 20 de ani. M-au crescut actori, Cristian Țopescu. Adică spun că la un moment dat cred că m-am apucat să joc fotbal serios pentru că îl iubeam pe omul ăsta cum comenta despre fotbalul.
Deci, înțelegi ce zic? Mie asta îmi lipsește în biserică. Oameni care să motiveze copiii, să motiveze cultura tânără și informare, să iasă la bătaie, să simtă viața. Vedeți, părinte, majoritatea suntem ocupați cu teologia. Da, și acum am avut eu un moment în care zic, i-am dat un mesaj părintelui Valerian și zic, părinte, mi-am crescut prost copii, nu știu ce mai pot, ce pot să mai fac. Și n-a zis nimic, a tăcut din gură. Așa da. E. Pentru că noi am făcut generația noastră să nu-i lipsească nimic, mânca la mama. Să-i pui paharul cu apă, din gură mare, așa, s-a făcut, o mânca. Din gurițe de alea curbate, așa, știi, să nu obosești. Exact. Da. Dar pe de altă parte... Bine că i-am odihnit, pentru că se vedește acum că lumea obosește și din asta. Și mai e o treabă pe care eu am cântărit-o mult. Am crezut că obosește din asta, da. Gândește-te la treaba asta. Cât am bodogănit noi smarturile, laptopurile, cât că îi comentam. Uite-te la ei cum se descurcă, ca pești în apă, domnule. Părinte, eu le bodogonesc și în continuare, e adevărat. Da, numai că în aceeași măsură este singura modalitate de a mai fi cât de cât împreună, știi, de a ne vedea, de a putea... Iar pentru ei, dragii lui tata... Deci am avut de curând un concurs de scriitură frumoasă la liceul Mamei Sica din București, de pedagogie. Niște profesoare admirabile. Și una dintre fetițe și-a scris teza ei de concurs cu stiloul pe hârtie, știi? A trimis-o fotocopiată, că nu dispunea de ambulator. M-a impresionat profund. Eu încă scriu cu stilou, încă la traduceri cel puțin și la texte unde vreau să intervin sunt pe stilou. Dar știi că m-am gândit la un moment dat că generațiile astea așa ne-a îngăduit Dumnezeu să fim în biserică. Una într-una, știi? Ca să ne putem bucura de clasic și modern, de cum să spun, de ce a trecut, de ce ar putea fi, dar de fiecare dată nădăjduind. E o adunare de nădăjduitori, să știi, biserică. Prin asta mă impresionează enorm. Da, asta cu scrisul e minunat, e adevărat. Și eu când am avut de predat primele lucrări de seminar la calculator, pune actorul să scrie cu calculatorul, s-a terminat. Și am autograf de la actor cu... Așa. Și am cerut, zic, binecuvântați, le-am adus prima pagină scrisă la calculator. Cred că am stat 3 ore. 3 ore jumate. Așa. Și după aia am scris de mână. Ce drept frumos, uite, și acum scriu, am o caligrafie. Toți copiii mei zic, vai, dar cât de frumos, cât de frumos scrii tu, tata. Uite așa, eu acum, așa cum am o notiță la facultate. Uite, mi-am caiet, linia pentru fiecare disciplină. Spunem videocredincioșilor noștri că tocmai a ieșit dintr-un curs de dogmatic, adică da. Dacă se întâmplă de unde mistica vorbirii noastre acum. Și nu vreau să mă încăpățânesc, până la urmă, într-adevăr, dacă îți trimite Dumnezeu o barcă, o iei, nu aștept să... Vine a treia. Și așa mai departe. Dar cât se poate și eu scriu și scriu cu... Bine, am luat de la copii pilot, fric, nu fac reclama, așa e scris, așa. În schimb, am nădejde că eram eu, fiimea nu vrea să meargă la biserică și probabil majoritatea credincioșilor trec cu adolescentele în special prin etapa asta și i-am cumpărat niște pantofi acum și mi-am mulțumit. Niște pantofi pe care merg singur la biserică, să-i spui. Dar mi-am mulțumit și a fost, zic, Doamne, uite, zic, știi că noi ce că mai zice maică mea, cum ai crescut-o, că te-a crescut, mamă, dar nu înțelegi că altă generație. Că sunt și noi, eu cât am stat lângă ea, cât am putut, cât am dus eu la biserică, încep și eu cu asta. N-am dus aici, abia în ultima 12-lea ceas am dus acolo pe ghetură. Și zice, și ascultam pe fundal, mi-a arătat pantofii și ascultam, părinte, niște melodii, părinte, super. Cu niște înjurături, părinte, în engleză. Lasă fata în pace. Dacă în adolescență o furi, nu mai fur la bătrânețe, știi? Și exact. Și după aia zic, mamă, de ce ceva? De ce caută ceva? În ea este un spirit de caută, e răzvrătită, e ceva, deci clocotește, caută. E bine, las-o, Doamne, Doamne, facă-se voia ta. Da? Și a zis ce că mai vai, cum asculti tu, vai, mamele sau nu știu ce. Bine, nu chiar, asta e, bine că
bine că cântă. A început să cânte în pandemia asta, sau cum, Doamne iartă-mă să mă chema, ne-am văzut după două luni de zile prin, zici că eram la vorbitor, prin geamul de la bloc. Ei stau cu mama, eu stăteam cu icoanele. Și cobora filmul din când în când, se uita așa la mine, zice, băi, te-ai mai albit, băi, te-ai mai îngrășat, băi, ai mai crescut, ai mai... Și ea nu se te-a stat cu masca, cu minte acolo și a făcut temene. Copiii au fost mai cuminți de noi, să știi. Copiii în pandemie au fost mult mai cuminți decât au fost mai manipulați decât mai eu. Nu, eu zic că au fost mai cuminți. Știi ce zice Maria Montessori? Pune în pagină un gând al Sfântului Ioan Gură de Aur. Principala ocupație a copilor când sunt mici este să asculte. Mai asculta, dar nu ascultau de părinți, ascultau de... În semnă de zic, ascultau de părinți. Nu mai știu cum să zic de părinți, de nici prezenți părinți. De niște, niște necredincioși. Și nu m-ați auzit, dar asta e de înregistrare. Și în fine, a coborât ea într-un final, ne-am văzut bine, și la un moment dat am sunat-o, tot așa vorbeam, și aud acorduri de chitară. Mi-a stat inima. Și luase maică sau o chitară, eu nu mai simt de care. Și zic, ce e asta? Să aude? A, eu am cântat la chitară. Că tu cânti la chitară. A, da, încă dai și mie ceva. Părinte mi-a cântat de un cap la altul. Asta a făcut ea, Dumnezeu a luminat-o și a învățat să cânte la chitară. Poate e vremea să ne apucăm toți de asta. Sigur, da, să zic, uite-te, vai, deci părinte putea să, parcă a cântat Whitney Houston, că vorbeam de ea, așa mi s-a părut o bucurie. Și până la urmă cred că aici trebuie să, înainte de a acționa, eu ca și părinte spun, pentru părinții care ne urmăresc, zicea cineva, numărăști tu până la 10 în gând, noi să zicem Doamne Iisuse sau Doamne sau cum a zis în punctul Doamne miluiește, Doamne miluiește, sau să ne ducem într-o cameră să țipăm alături, după aia să ne întoarcem să vedem că și acolo tot Dumnezeu lucrează. Fără îndoială. Adică e îngăduit de El. Chiar dacă la un moment dat se pare că o lucrare demonică sau ocultă, sau tot acolo e șeful. Dacă ne cumințim, câștigăm toți. Știi că... Da. Și exact, să ne cumințim. Și de asta zic, că m-ați întrebat și eu am mai tăcut din gură, n-am mai zis, am tăcut din gură și cred până la urmă. Dar când ies pe stradă, zic bună ziua, chiar aici unde mă aflu în momentul ăsta, mulțumesc Dumnezeu, e o comunitate, minunată, se uită și ei la televizor, din păcate, toată ziua. Și aici vă sfătuiesc să vă uitați mai puțin la televizor sau să vă uitați doar la ce ziditor, să citiți mai mult. Mi-a rămas asta, cuvântul ăsta foarte frumos, zic părinții, sfinții părinți, care nu mă întrebați, că încă n-am măsura să țin minte pe toți foarte bine, dar zice, știți de ce plângeți, de ce suferiți? Că nu citiți Scripturile. De aia și rătăcim că nu citim Scripturile. Silviu, ni s-a terminat timpul alocat de către colegii noștri de la Toxologia. Îți mulțumesc foarte mult, foarte mult pentru după amiază asta. Eu voi înregistra după aceea, va trebui să merg la un curs cu studenții de la, din universitate pentru a-i motiva să nu abandoneze școala. Mi-ai dat un motiv în plus. Îți mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc, mulțumesc pentru chip și pentru mână întinsă și știu că ne dând interviu, te rog să nu socotești un interviu, să socotești o stare de vorbă. Da. Păi, de fapt, așa este. Și... nu mai știu ce vreau să mai, nu mai zic nimic. Să ne rugăm mai mult, să fim mai atenți cu cei din jur și... La noi înșine, și la noi înșine, să știi. Noi nu suntem notă de subsol în planul lui Dumnezeu. Suntem capitol. Suntem început de viață de fiecare dată. Mulțumesc tare mult. Îi mulțumesc lui Cătălin că ne-a însoțit din studioul de înregistrare și vă mulțumesc dumneavoastră, stimați videocredincioși, că dacă tot am inventat cuvântul, să-i dăm drumul până la capăt. Pentru că ne-ați însoțit, vă promitem și alte surprize plăcute, una mare în preajma Crăciunului. Sper să nu iasă pumnul lui Cătălin acum prin ecran să-mi dea o mamă de bătaie, dar sper din toată inima să vă bucurați de ceea ce v-am pregătit.
Silviu, o îmbrățișare strașnică și din pacea profesorului de catehetică și omiletică de la Sibiu să-mi dai carnetul să-ți trec. Să nu mă la părinte, Doamne ajută! O punem la credite transferabile. Doamne.